Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Am văzut deja în zilele acestea cât de mult credința afectează performanța în toate formele ei. Și ieri ne-am întrebat dacă credința în toate formele ei poate să afecteze realitate și v-am spus povestea cu preotul care se roagă. În momentul în care noi ne întrebam dacă credința poate afecta realitate, poate nu ne dăm seama, dar vorbim chiar de rugăciune. Rugăciunea a existat în toată istoria, adică la un moment dat oamenii se rugau să meargă bine vinătoare, se rugau să fie culegerea de porumb mai bună, se ruga să scape de boli, se rugau să scape de cutremur, de toate probleme, în fine, mereu era acest Dumnezeu privit ca un fel de tată, ca un fel de șef, nu întâmplător se spune Tatăl nostru, la care poți să ceri ceva. Evident că este o atitudine extrem de elementară și pentru niște oameni de un anumit nivel poate fi abordarea corectă. Eu cred foarte mult în conceptul de dharma, adică fiecare dintre noi are un anumit nivel, deci n-are niciun sens să criticăm alții, pentru că fiecare e la un anumit nivel. Noi ne simțim poate mai dezvoltați, dar alții maestri sunt de mii de ori mai dezvoltați decât noi. Dar ideea este de conceptul ăsta de divinitate ca un fel de șef, ca un fel de rege care o dărește dacă să te ajute sau nu, este evident foarte, foarte elementară. Și, într-adevăr, pe de altă parte, foarte arogantă, cum au de fapt discutat pentru 2000 de ani teologii, pentru că la un moment dat eu am pretenția cu rugăciunea mea de a influența deciziile lui Dumnezeu, că e evident ceva complet fără sens. De fapt asta vine de la un concept foarte greșit al rugăciunii. Toată lumea se gândește că se duce la biserică, te rog, bunule Dumnezeu, să-mi ajute să câștig la loto, să-mi ajute să găsesc un soț pentru fica mea, să-mi ajute pentru că, adică, ne apucă rizul, dar mulți asta fac. Adevărul este că rugăciunea e cu tot altceva. În sens. Rugăciune înseamnă pur și simplu a intra într-un anumit spațiu de meditație și pentru că imediat când s-a depășit nivelul elementar de a se ruga pentru a obține ceva material, de fapt, noi ne întrebam cum să intrăm în un spațiu de conectare cu Dumnezeu și să schimbăm complet întrebarea. Lincoln, odată, se pregătea nu știu care bataie și un general vine la el și întreabă și spune: domnule președinte, să sperăm că Dumnezeu astăzi să fie din partea noastră. Și Lincoln a răspuns: hai să sperăm că noi să fim din partea lui Dumnezeu. Asta mi se pare o schimbare de paradigma absoluta, de care ar trebui să ținem cont. Eu nu știu cine dintre voi chiar se roagă la biserică, la nivelul de credință, dar de ce să nu schimbăm paradigma? În momentul în care intrați în acest spațiu, în loc de a cere ceva, de ce nu vă întrebați ce vrea Dumnezeu de la voi? Independent de cum, de ce religie aveți, independent de cum îl concepeți. Adică, nu voi să cereți ceva, dar cum să îndepliniți misiunea pe care Dumnezeu le-a dat? E clar că e o schimbare de paradigma completă. Termin chestia asta de duminică, apropo de rugăciuni, cu o poveste minunată, apropo de Maica Teresa de Calcuta,
E un ziarist i-a întrebat dacă se roagă și a zis, bineînțeles, eu mereu mă rog la Dumnezeu. E ziaristul i-a întrebat, bine, ce spuneți lui Dumnezeu? I-a zis, nimic, eu ascult. Jurnalistul a insistat, bine, ce vă spune Dumnezeu? E Maica Tereza a spus, nimic, el ascultă. E eu am găsit în această imagine, de această conexiune, de în această tacere și reciproc ascultare, de o profunzime incredibilă. Deci, nu știu, vă spun ca tema de reflecție pentru ziua de astăzi. Ne vedem mâine, o zi bună, în continuare!